Tânărul este posesorul unui mandat european de arestare emis de autoritățile italiene. Acesta a fost identificat la domiciliul său din orașul Teiuș de către polițiștii de investigații criminale în cursul acestei dimineți. El este căutat pentru că este suspect într-un dosar aflat în lucru la autoritățile italiene, în care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de omor și tâlhărie.